Bună, prietene! Ce faci? Oh, e crush-ul meu! Oh, nu! Ce se întâmplă? Ladybug, în sfârșit! Am așteptat acest moment atât de mult! Aurora, știi că nu ești binevenită aici! Asta e tot ce poți face! Ladybug! Ajutor! Bine, tu ai cerut-o! Nu sunt impresionată! Dar eu, tu, ce mi-ai făcut? Costumul meu! Ia asta, pitico! Bine, te dezleg eu! Mulțumesc! Ești o prietenă minunată! Ladybug, te voi salva! Ar trebui să te uiți la tine! Ce voi face acum? Oh, știu! Voi folosi aceste elastice! Să începem! La ce sunt bune? Vei vedea! Și astfel pot reveni la costumul meu! Ta-da! Tare, nu? Da! Nu! Am o idee mai bună! Da! O buburuză este exact ce ne trebuie! Deci, ești pregătită pentru asta? Wow! Mult mai bine! Mulțumesc! N-aș fi reușit fără tine! Da! Va trebui să mă obișnuiesc cu acest look! Spune-mi că ai văzut această fată pe undeva! Ladybug! Mi-e atât de dor de tine! Haide! Eu, arată dezgustător! Wow! Așa nu se poate! Oh, da! O mască va funcționa! Dar pe care să o alegem? Da! Asta va fi bună! E timpul pentru niște magie! Ne trebuie echipament de protecție pentru asta! Va fi minunat! Nu-ți face griji! Știu exact ce să fac! Aproape am terminat aici! Aceasta este capodopera mea! Hai, să vedem cum funcționează! Wow, arată atât de tare și îmi place cum strălucește! Nu se poate! Pielea mea este fină ca mătase acum! Dar inamicul nostru încă este undeva pe aici! O urăsc atât de mult! Oh, nu poți ajunge atât de sus, ha? Oh, un scaunel! Așa! Ești mai înaltă acum! În fine, trebuie să o învingem pe Aurora! Dar mai întâi trebuie să-mi recuperez puterile! Da! Ține-o tot așa, surioară! Între timp, eu mă ocup de echipamentul tău special! Vom desena niște petale pe carton și le vom tăia! Gata! Ah, ce revigorant! Folosește bormașina pentru a face o gaură exact așa! Fixează petalele în loc cu un șurub! Arată atât de tare! Mulțumesc! Dar încă ne lipsește ceva! Avem nevoie de o doză din puterea mea! Oh, burtica mea! Oh, să văd casa iubirii mele mă face atât de trist! Vremea este perfectă astăzi! Acesta este locul meu preferat din orașul Wow! Uită-te la micuța aceea drăguță! Oh, da, ar trebui să folosesc un scaun pentru bebeluși! Nici vorbă! Oh, baveta aceea arată perfect pe tine! Ești o dulceață! Oprește-te! Bine, iată mâncarea ta și ceva și pentru fetița ta! Cred că glumești! Liniștește-te! Lumea trebuie să vadă ce mănânc! Ce sunt alea? Ustensile pentru păpuși? Degetele mele scurte! Ai grijă, dragă, te-ai putea tăia! Vine avionul! Hai acum, deschide gura! Cred că nu am de ales! Este atât de gustos! Unde ai dispărut? Ce fată cu minte! Vine, Ladybug! Este atât de drăguță! Vom primi atât de multe like-uri pentru asta! Mulțumesc pentru ajutor, doamnă! Sunt atât de sus! Te voi ajuta să cobor, dragă! Asta este atât de umilitor! Ei bine, să plecăm! Omule, sigur mi-e foame! Îmi poți da meniul? Mulțumesc! Draga mea, Ladybug! Grăbește-te și dă-mi un sărut! Hei, ce faci, prietene? Scuze pentru asta! Ei bine, e timpul să plec! Ce fapte rele ar trebui să fac astăzi? Știu!
Micuța Ladybug o să adore asta! Omule, sunt atât de inteligentă încât uneori mă sperie și pe mine! Va fi atât de tare! Să mergem! E timpul să mă revigorez! Ups! Oh, trebuie să plec de aici! Vorbind de lup! Bine, să facem liniște și să vedem! Ei bine, să trecem la treabă! Am chef de un duș cald și plăcut! De ce nu este apă? What? S-a stricat dușul sau ce? Omule, rozul este o culoare grozavă! Niciodată nu poți avea prea multă! Ce-i cu tine? Cred că nu voi face baie astăzi! Ha? Ce s-a întâmplat? What? Nu se poate! Planul meu era perfect! Mă voi spăla mâine, bine? Ochii mei! M-au atras într-o capcană! Vei plăti pentru asta, Ladybug! Oh, și știu exact cum! Chiar îmi plac lecțiile de botanică! Hei, și mie îmi plac! Este încă o zi fără tine lângă mine! Ce drăguț! Uite-te la asta! Bună dimineața, băieți și fete! Sunt noua voastră profesoară de botanică! What? Îmi pare cunoscută! Și nu într-un mod bun! Să-mi activez scannerul și să vedem! Oh, avem o problemă aici! Privește! Este vechea noastră cunoștință! Ei bine, e timpul pentru niște botanică! Va fi foarte interesant! Ah, este o plantă monstru! Nu mă poți mânca! Nu am un gust foarte bun! Trebuie să fac ceva! Ia asta, creatură! Cred că l-ai infuriat! O, da? O să vezi tu! Arată-le ce poți face! Nici vorbă! Îl vom lua pe el în schimb! Oh, nu! I-ai scos toți dinții! Hei, e clopoțelul! Să plecăm de aici! Le vom prinde data viitoare! Ah. Băiat, rău, rău! Auci! Așa mulțumești pentru că ți-am dăruit darul vieții! Scuzați-mă! Ați văzut-o pe această fată pe aici? Doar să o văd mă scoate din minți! Mai ai întrebări? Ok! Unde suntem? What? Suntem în ascunzătoarea secretă a aurorei? Ratați? Nimic nu se compară cu o cafea fierbinte pentru a-mi începe ziua. Hei, uite! Ea este! Încearcă să faci liniște! Să mergem, surioară! Este în sfârșit momentul să acționăm! Oh, bună idee! Ce se întâmplă? Am ratat! Oh, nu! Voi două! Păzea! Oh, scârbos! Oh, dragă, ochii tăi sunt deosebit de frumoși astăzi! Credeți că mă puteți învinge, ha? Mă ocup eu de ea! Lasă-mă! Lasă-mă imediat! Ce se întâmplă? Cat Noir? Ladybug! Ah, uită-te la aceștia doi! Aurora! Te vei proteja de ea! Pornește o dată bucată de fiare! E timpul să plătești, ticăloasă! Da! Te ajut și eu! Wow, 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 wow! Ha, facem o echipă grozavă! Așa e! Să reparăm arma asta proastă! Trebuie doar să ajustez aici și... A funcționat! Yay! Mă transform! Mă transform într-un vampir! Nu ar trebui să existe niciun copil fără părinți. O, sărăcuțo, ce ți s-a întâmplat? Caut o familie! Dumnezeule, viața trebuie să fi fost atât de grea pentru tine. Asta e, te adopt!
Ura! Wow, ești atât de puternică! Oh, mami, sunt atât de fericită! Să nu mai pierdem timpul! Hai să vedem ce avem aici! Ce zici de un film cu vampiri? Ia, îmi dă fior pe șira spinării! Oh, mama s-a întors! Salut, Lizzie! Am o surpriză! Ce e? Ai adus gustări? Oh, e un cadou? Ta-da! Salut-o pe sora ta adoptivă! Spune salut lui Lizzie, Mia! Bună! Nu-i așa că e cea mai drăguță? Un vampir? Fix? Ce îmi lipsea? Oh, nu vreau o soră, mami! Oh! De acum înainte veți împărți camera! Bine, e timpul să mă duc la muncă! Mami, nu mă lăsa cu ea! Doamne, iubesc acest loc! Ah! Asta e patul meu! Să nu uiți asta! Au! Wow, atât de frumos! Nu te atinge de lucrurile mele! Oh, scuze! Asta e tot spațiul meu, în regulă? Tu vei locui în acest colț! Așa e mai bine! Stai cu rotații! Unde ți-e locul? Ei bine, dacă nu poți schimba circumstanțele, poți schimba întotdeauna atitudinea! Hai să adăugăm câteva picături de sânge și... Ta-da! Locul nostru de odihnă este frumos și pregătit! Ce crezi că faci? Ah, perfect! Scuze pentru asta, unchiule Dracula! Ah, un schelet! Ei bine, vise plăcute! Ce-am făcut să merit asta? Acum, în timp ce Mia doarme dusă, Lizzie lucrează din greu studiind vampirii și slăbiciunile lor. E timpul să mă pun pe treabă. Soarele, sarea și usturoiul, acestea vor fi armele ei de răzbunare. Oh, o să adore asta! Să vedem ce zici despre asta! Asta o să te învețe să nu mă contrazici! Hai să deschidem și draperiile! Sunt sigură că Mia va aprecia soarele pe pielea ei! Nu putem uita nici de usturoi! Iu, ce miros dezgustător! Ah, lumină, arde! Ce fel de glumă proastă este asta? Au, capul meu! Au! Ha-ha, ai meritat-o! Tra-la-la-la-la! Oh, ador această melodie! Oh, mulțumesc pentru asta! Oh-oh, am dat-o în bară, nu-i așa? Acum mă voi răzbuna! Vino încoace! Ah! Stai acolo! Hei, nu e nevoie de asta! Glumeam doar! Ce e cu tot zgomotul fetelor? Oh! Bună, noi doar ne jucam! Conviețuirea cu o soră vampir poate fi foarte complicată. Bună dimineața, Lizzie! Oh, asta îmi dă o idee! Hai să vedem cum ți se pare pasta de dinți cu aromă de usturoi! E timpul să-mi perii colții! La 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 la! Hmm, gustul ăsta e destul de ciudat! Eu, e usturoi! Oh, ha! Trebuie să vezi expresia de pe fața ta! Oh-oh! Scuze, dragă! Trebuie să pun la spălat! Desigur, mami! Să începem cu hainele colorate! Ajutor! Oh, am uitat de pilotă! Lizzie, ce faci aici? Dragă, nu! Nu poți face asta! Oh, știu, mamă! Ei bine, doar nu mă mai speria așa! Lizzie adoră cerealele cu ciocolată! Sora ei nu împărtășește deloc aceleași gusturi. Ce miros dezgustător! Haide, surioară! Nu mai fi așa de mofturoasă! Mofturoasă? Loser. Încerci doar să mă enervezi, nu-i așa? Păi și dacă aș face-o? Încetează să mă ciupești! Auci! Sângerez! Ah, micul dejun este servit! Așteaptă, Lizzie! Unde te duci? Nu are rost să fugi! Bine! Ați văzut unde am pus sarea? Fetelor! Am căutat-o peste tot! Asta nu e de jucărie, Mia! Ia asta, soro! Oh! Uf, am scăpat cu bine de data asta! Lizzie nu este cea mai populară fată din școală! Ha! Nu ai nicio abilitate! Oh! Uite cine a venit să ne viziteze! Foarte bine! Hai să o salutăm! Hei, Tocilaro! O să-ți împrumun geanta puțin, bine? Un coș de 3 puncte! Tare! Dă-o înapoi! Micuța Lizzie nu poate ajunge atât de sus, ha? Nu este niciodată o idee bună să te iei de sora unui vampir. E timpul să le dăm o lecție acestor răutăcioși. Au! A durut! Unde sunt? Ce se întâmplă? Să fugim de aici! Mulțumesc că m-ai salvat, soro! Cu plăcere!
Mi-a pare foarte, foarte suspicioasă astăzi. Ce se întâmplă cu zâmbetul ăla fericit? Ei bine, e un singur mod de a afla. O întâlnire cu un vampir chipeș, ha? Asta e interesant. Asta e palpitant. Noapte bună, iubirea mea. Să vedem. Ce fel de persoană o cucerește pe Mia? Wow, e atât de frumos. Aș vrea să pot să ies și eu cu el. Tot ce trebuie să fac pentru asta este să arăt exact ca Mia. Să avem grijă de culoarea tenului întâi. A fost destul de ușor. Următorul pas, colții de vampir. Cred că știu ce să fac în privința asta. Sunt atât de lungi. Și gata, am terminat. Cred că am făcut o treabă minunată. Oh, stai, am uitat de părul meu. Noroc că mi-a mai rămas această perucă de Halloween. Acum mai rămâne doar să îmbrac hainele Miei. Oh, dar dacă se trezește, ar trebui să mă pregătesc și pentru asta. Asta e mai bine. Vampirul Jack este nerăbdător să-și întâlnească marea dragoste. Oh, Mia, ne potrivim perfect. Salutare! Stai puțin! Arăți un pic diferit de poza ta. Ei bine, nu contează. Permite-mi să propun un toast pentru întâlnirea noastră minunată. Oh, stridiile noastre au sosit. Oh, Doamne, a fost o siestă grozavă. Hei, ce se întâmplă aici? Pariez că Lizzie este în spatele acestui lucru. Oh, nu, am întârziat. Mulțumesc pentru haine, Lizzie! O să te prind pentru asta. Acele stridii cu sânge sunt delicioase. Încearcă și tu. Oh, wow, arată delicios. Îți vor plăcea. Bleh, dezgustător. Jack, ce crezi că faci? Oh, sunteți două la fel? Ups, ei bine, asta e ciudat. Ei bine, cred că cina reală a fost servită. Am o idee mai bună. Ah, iată-ți cocktailul cu sânge, doamnă. Nu ai timp să te odihnești, soro. Înapoi la treabă. Se pare că planul lui Lizzie era compromis de la început. Vin! Bună ziua! Suntem de la serviciul de vânătoare a vampirilor. Aveți vreun vampir în casă, domnișoară? Ha? Oh, nu sunt deloc un vampir. Ai răbdare un minut, domnule. Mia, ei sunt aici pentru tine. Trebuie să găsim ceva. Minutul tău s-a terminat, tanti. Încă un minut, vă rog. Rămâi aici. Puneți acești ochelari de soare. Așa? Pune și un clește de haine. Te va proteja de usturoi. Acum vom acoperi colții cu ruj. Acum deghizarea ta e completă. M-am săturat să aștept, domnișoară. Să vedem lista noastră de detectare a vampirilor. Colți? Nu văd niciunul. Acum spunem ce crezi despre asta. Oh, ador usturoiul. Serios? E timpul pentru partea mea preferată. Vom avea nevoie de protecție solară pentru asta. Aha, acum te-am prins. Ce? Îmi place să fac plajă din când în când. Bine, câștigi de data asta. Dar să vedem cum reacționezi la mirosul de sânge proaspăt. Ce părere ai de asta? Orice, dar nu asta. Nu contează, nu mă interesează. Ei bine, cred că voi pleca. La revedere, domnule Van Helsing. La mulți ani, soro. Puneți o dorință și suflă în lumânare. Asta e pentru mine? Ce tare! Mă întreb, ce e înăuntru? Avem un mesaj pentru tine, domnișoară Mia. Wow, iubesc acest aspect gotic. Nu se poate. Am fost acceptată la școala vampirilor. Oh, sunt atât de bucuroasă pentru tine. Trebuie să-mi fac bagajele. Trebuie doar să mă asigur că nu uit nimic. Oh, Lizzie, nu fi tristă. Te voi vizita de câte ori pot. Promiți? Desigur că promit. Suntem surori până la urmă. Ei bine, atunci e timpul să plec. Ah, poftă bună mie. Nu mă simt prea bine. Mă întorc într-o clipă. Acum, unde am rămas? Hei, stai acolo. Oh, ce mi se întâmplă? Asta e amuzant. Sunt însărcinată. Felicitări! De ce să nu sărbătorim lăsându-mă să plec? Ai vrea tu? Poate un vampir să mănânce în liniște vreodată? Hei, surioară, am vești grozave pentru tine. Și eu am vești grozave pentru tine. Vom fi părinți. E prima noastră ecografie. Bine, doamnelor, cine vrea să meargă prima? O las pe Mary să meargă înainte.
Mulțumesc! Astăzi vom afla sexul bebelușului. Uitați-vă la asta! E o fetiță! Bună, dragă! Bună, mami! Ne vom întâlni din nou curând! Hai, hai, e rândul meu acum! E multă interferență! Ești sigur de asta? Noroc că doctorul Fink este aici astăzi! Se pare că va fi un bebeluș liliac sănătos! Asta cere o petrecere pentru dezvăluirea sexului! Toți prietenii vampiri ai miei sunt aici și grupul de sprijin al lui Mary a venit! Sunteți pregătiți pentru marea dezvăluire? E o fetiță! Ura! Al meu e băiat! Nu, lilieci! Wow! Ei bine, totul s-a terminat bine! Nu pot să cred ce dezordine ai făcut, surioară! Bine, mă ocup eu de curățenie! E mai complicat decât pare, nu? Trebuie să sunăm la o firmă de curățenie! Alo? Da, vă rog să vă grăbiți! Wow! Asta a fost rapid! Bună! Sunt Megan! Ei bine, grăbește-te și ajută-ne să scăpăm de toată mizeria asta! Vă rog, luați loc! Nu-mi place unde se îndreaptă asta! Curățenie web finalizată! De ce asta se întâmplă? Modul de eradicare totală activat! Ajutor! Insectele eradicate! Modul de acoperire a urmelor activat! Te rog să nu ne descopere! Sarcina a fost finalizată! Mulțumesc pentru ajutor! Plată doar cu cardul! Mă întorc într-o clipă! Iată! Mulțumesc din nou! Cu plăcere! Uite, Mia! Se țin cursuri de yoga pentru femei gravide! La etajul 50? Hai să încercăm! Liftul e defect! Cred că ne vedem acolo! E așa nedrept! Acum inspiră adânc! Hei, hei, sunt aici! Intră și alătură-te meditației! Gândește-te la ceva ușor și calm! Etajul 1? Acum concentrează-te pe respirație! Etajul 2? Bun! E o bandă? Hai să-l punem la viteză mare! Superviteza vampirică este cu adevărat impresionantă! Mi-e așa sete! N-am ajuns! Încă! Acum am chef de meditație! Ce se întâmplă aici? Aha! Etajul 50! În sfârșit sunt aici! Aici erai, surioară! Ai ratat tot cursul! Femeile pot fi cu adevărat pretențioase când sunt însărcinate! Nu pot să simt mirosul acelui sânge! Hei, de ce să nu facem pur și simplu schimb? Trebuie să încerci asta! E usturoi și ciocolată! Ei bine, da, dacă insiști! Sarcina chiar îți schimbă gusturile! Uită-te la tine! E așa neobișnuit pentru mine! Copiii sunt aproape gata să se nască! Și asta înseamnă că trebuie să pregătim o cameră de joacă pentru ei! Da, vă rog să veniți imediat aici! Uită-te la toate acele jucării! Mama vampir a ales doar cele mai sinistre jucării! Și cea umană are nevoie doar de cele mai drăguțe! Și desigur că nu trebuie să uităm de biberoane! Așa nu merge! Hei, Frankie! Am nevoie de un mic favor de la tine, bine? Bine, asta e exact ce-mi trebuie! Ce înfricoșător! Nu fi atât de pesimistă! Copilul meu o să adore asta! Asta nu e stilul meu! Bebelușul trebuie să fie mereu sub supraveghere atentă! Hei!
Nu te mai opune! Acum! Mulțumesc mult! Hai, o să fie grozav! Ai încredere! Acum o să ai grijă de bebelușul meu! Ce e neregulă, Mia? Nu am cu ce să mă îmbrac! Înțeleg! Ei bine, atunci hai să facem niște shopping! Bine ați venit! Cu ce vă pot ajuta? Prietena mea trebuie să-și aleagă o ținută! Ei bine, permiteți-mi să ajut! Să vă duc în cabina de probă! Desigur! Ei bine, cum arăt? Și acum? Acum arăți pur și simplu amuzantă! Cum îndrăznești să mă necăjești așa? Așteptați doar un moment! Lăsați-mă să... Aceasta a aparținut bunicii mele! Era o persoană foarte elegantă! Oh, îmi place acest stil vintage! Nu arăt superb în asta? Nu știu! Culoarea nu e chiar perfectă! Ei bine, dacă e doar o problemă de culoare, o putem rezolva! Oh, Mia, acum asta e uimitor! Oh, nu! Ai folosit din nou trucurile tale de vampir? Fotografii gratuite? Nu mă deranjează să încerc! Și avem nevoie de o ședință foto pentru gravide! Sunt întotdeauna bucuros să lucrez cu modele noi! Vă rog, luați loc! Acum zâmbiți! Minunat! Puțin mai multă expresie, vă rog! Oh, abia aștept să le văd! Ah, vorbesc serios? What? Aceste fotografii sunt oribile! E timpul să folosim magia Photoshop-ului! Wow, super! Acum, cine vrea să fie următoarea? Oh, eu te rog! Desigur, hai să facem asta! Din păcate, aparatele foto și vampirii nu prea se înțeleg! Ce se întâmplă aici? Ah, bine, ce zici de asta? Nu plec fără o fotografie! Vampirii adoră pozițiile dramatice și impresionante! Oh, se pare că fotograful știe exact ce să facă! Acum ambele cliente sunt mulțumite! Mary primește o fotografie, iar Mia o pictură! Ședința de azi a fost un succes! Alegerea numelui bebelușului este o sarcină foarte dificilă! Mary va apela la metodele tradiționale! Las să aleagă destinul pentru mine! Mia! Vin! Hai să decidem la întâmplare! Oh, serios? O tablă de spiritism ne va oferi răspunsurile! O tablă de spiritism misterioasă! Te rog să-mi spui numele copilului meu! Va fi George! Cool, nu-i așa? E rândul meu acum! Fica mea se va numi... Nikki! Felicitări, surioară! Împinge, doamnă Mary! Împinge! Și iată-ți fetița! Draga mea fică! Doctore Dan! Nu ai uitat pe cineva? Bună, micuțule! Uită-te la acești colțișori drăguți! Ouch! Bine ați venit la liceul vampirilor! Dar stați puțin! Unde sunt toți studenții? Ah, iată primul vampir! Bine ai venit la școală, Maisy! Au! Ai grijă pe unde zbora, tatule! Îți lipsesc manierele! Hei, ai grijă! Sunt sigură că știi cine sunt! O să plătești pentru asta! Să ții minte asta! Lasă-mi piciorul în pace! Bună, sunt Mia! Continuă cu asta! Chiar știi cu cine te pui, cerșetoare mică? Ia, prinde! Bine, urmați-mă și încercați să țineți pasul! Aici sunt criptele voastre, fetelor, reci, întunecoase și pline de păianjeni. Acum așezați-vă și încercați să nu întârziați la ore. Brrr, chiar e frig! E destul de confortabil. Cred că o să-mi placă aici. Oh, cartonul ăsta e atât de incomod. Nu am nevoie de vecini aici, Valea. Dar mă întreb cum o duce Molly. Haideți să mergem să o verificăm! Nu mă dezamăgi acum, micuțule! Am încredere în tine! Să facem asta! Ei bine, asta cu siguranță va fi un an distractiv! De unde ai apărut? Ieși din cadra mea și să nu te mai întorci! Nu e niciun motiv să fii atât de violent, știi? Auci, asta a durut!
timpul pentru prima lecție practică a studenților vampiri. Wow, atât de drăguț! Ah, cine ești tu? Oh, nu, e un vârcolac! Bine, nu încerca să faci nimic nebunesc! Oh, da, e un vampir împotriva unui vârcolac! Vino aici, cățelușule! Oh, ai vrea tu! Mă păcălești atât de ușor! Acum, cine vrea să guste din colții mei? No, nu mă mânca! Ia asta, ticălosule! Sunt suficient de bogată ca să mă apăr! Ia asta! S-a terminat, vampirule! Ia, bucură-te de niște usturoi! Ah, ajutați-mă! Fă ceva, Mia! Suntem terminați, Mia! Spuneți-vă adio amândouă! Oh, nu, sunt atât de speriată! Hihi, asta mă gâdilă! Ce abordare neobișnuită! Nu foarte potrivit, dar cu siguranță eficient! Ei bine, aș zice că meritați toți un 10! Frate, mi-e atât de foame! Aș putea mânca chiar și un cal! Ia mâna! Întâi banii puștoaico! Hei, nu-i corect! Bine ați venit la școală! Oh, nu contează! Îmi voi găsi singură de mâncare! Ce avem aici? Hai să te răcorești! Delicios! Eu, atât de disgustător! Bine, să vedem meniul! Totul e atât de simplu! Tu, vino aici! Mi-e foame! Orice doriți, domnișoară Molly! Aș vrea ceva special! Imediat! Avem la dispoziție orice tip de meniuri! Oh, da! Asta da serviciu bun! Cred că mi-e poftă de mâncare japoneză! A fost un plan grozav, Molly! Mulțumesc mult, prietene! Am o veste bună, copii! Astăzi avem un examen terifiant! În primul rând, iată o demonstrație! Nu-ți face griji, dragă! Vampirii trebuie să știe cum să inspire teama și groază! Ce s-a întâmplat? Iată bastonul tău, bunicuțo! Papa, acum! Bine, domnișoarele mele, e rândul vostru! Spuneți salut victimelor voastre! Oh, asta e atât de tare, nu-i așa, Molly? Trebuie să iau un 10! Iată victima numărul 1! Mia pregătește o surpriză înfricoșătoare pentru ea! Cine e acolo? Te-ai speriat deja? Ai, e prea fricoșător! Stai o clipă! Nu-ți face grijă, amice! Ne ocupăm de coșurile tale imediat! Așa e mai bine! Acum nu mai sperii lumea stânga și în dreapta! Ei bine, poți pleca acum! Între timp, victima numărul 2 nu bănuiește nimic! Hei, prietene! Am venit după tine! Zezi, fată, sunt mult peste nivelul tău! Te-ai spălat vreodată pe dinți? Uită-te la acești îndrăgostiți! Oare nu știu că sunt sortiți eșecului? Bună, porumbeilor! Oh, ador gustul fricii! Yes! Oh-oh, se pare că cineva va aplica testul totuși! Miss Mary cu siguranță nu va fi încântată de asta! Oh, privește asta, Mia! Cineva acolo? Te rog, poți ajuta o bătrânică? Cred că și-a pierdut ochelarii, Molly! Oh, iată-i acolo! Ar trebui întotdeauna să ajut persoanele în vârstă la nevoie! Uite, bunicuțo! Oh, îți mulțumesc foarte mult, draga mea! Ești atât de... așa de... Stai! Tu ești... Ah, am nevoie de un băț, cineva! Sunt vampiri aici! Wow, am reușit să speriem pe cineva în cele din urmă! Bine, fetelor! Astăzi jucăm baseball! Arătați-mi acel atletism specific vampirilor! Maybe, tu lovești! Mia, tu prinzi! Și începeți! Ah! O, da! Ce lovitură! Ai văzut asta, Mia? Fug! Fug! Dar nu zbura prea departe! Ah! Așteptați-mă! Aproape am prins-o! Ah, aici ești! Ei bine, sunt uimitoare, nu? Cu siguranță sunt! Foarte bine, Mia! Oh, uită-te la acești colți! Suntem făcuți unul pentru celălalt! Molly, aici învățăm! Hai acum! Nu pot face asta astăzi, Miss Mary! Am tocuri! Cea mai recentă colecție Balenciaga! Oh, ei bine, și dacă îți arăt asta... la ce vrei să mă uit? Nu cred! Este vampirul visurilor mele! Oh, doar așteaptă-l, voi avea! Mi-ar plăcea să te văd încercând, Molly! Hei, tu! Acesta este iubitul meu, așa că stai departe de el! Ah, ești atât de înfricoșătoare! Plec de aici! Molly, știi, eu... O să-mi spui mai târziu, Dan! Oh, unde sunt? Bună, amice! Și eu sunt blocat aici! Wow. Ei bine, Molly, asta este un 10 curat! Să vedem! Ce avem aici? Nu-i rău! Băuturi bogate în sânge de tot felul! Ei bine, astăzi nu am chef de calorii în plus! Oh, delicios! Și bun pentru artelele mele! Bună, Mia!
Oh, vreau să încerc și eu. Of, un vampir cu venituri reduse ca mine nu-și poate permite asta. Dar ce contează? Nu e chiar așa de rău. Hei, asta nu-i corect. Tu, dă-mi băutura. Oh, da? Doar așteaptă. O să-ți arăt. Oh, asta e tare. Nu las nicio scrietură. Dar nu există nimic ce colții mei să nu poată face. Oh, Mia, nu te înveți minte. Hai, dă-te la o parte. Oh, oh, o monedă. O căutam peste tot. Ce? Unde e răcuritoarea mea cu sânge? Nu te-a învățat nimeni să împarți? Oh, asta e atât de nedrept! Bine, fetelor, astăzi vom avea un subiect nou. Acum, cine vrea să vorbească în fața clasei despre asta? Haideți, nu fiți timide! Nu văd mâini ridicate, fetelor! Uitați! Aici este mâna mea, doamnă Mary! Trebuie să spun... Încep să fiu dezamăgită! Oh, bine, ai câștigat, Mia! Hai la tablă! Oh, da, mă descurc eu! Bine, de unde să încep? Am petrecut toată noaptea la bibliotecă. Domnia sângeroasă a contelui Dracula a început în... Nu poți ști prea mult, dar uneori învățarea de lucruri noi e epuizantă. Și astfel, 500 de ani mai târziu, Transilvania a devenit una dintre... Hei, ce se întâmplă cu tine? Ha? Oh, da, 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 10 plus, minunat! Ai făcut o treabă excelentă, Mia! Oh, e atât de tocilară! Prezentarea mea este mult mai interesantă! Oh, ce e acolo, Molly? Este chiar el, doamnă Mary? Tremură, cu tremură de... Iată-l, unchiul meu, Vlad Dracula! Bună ziua, tinerilor! Oh, colții mei nu mai sunt ce au fost! De ce mai trezi, Molly, dragă? Așa vis sângeros aveam! Nu fi obraznică! Bine, cred că nu avea dispoziție bună pentru asta! Ups, ai văzut asta, Mia? Această școală are nevoie de o curățenie serioasă! Oh, căutați un administrator, doamnă? Oh, uitați cât praf este aici! Oh-oh, cine e acolo? Cum reușiți să vă stropiți cu suc de roșii prin coridoare așa? Oh, mă întreb ce face un om aici! Stai, coridorul este închis pentru curățenie! Ești oarbă sau ce? Oh, nu ar trebui să-mi vorbești așa! Ce e asta? Hei, unde ești? Cât de ciudat! Hei, oprește-te! Tocmai am curățat aceste podele! Găsește un alt coridor în care să stai aiurea! Ah, acești copii sunt atât de nepoliticoși! Ah, și acum am și rănit! Hei, ai nevoie de ajutor acolo? Ah, stai, nu faci asta! Oh, nu pot să cred că ai făcut asta din nou! E al 10-lea pasnic în această săptămână! Ei bine, fetelor, începeți curățenia! Nu atingeți pânzele de pe anjen, totuși! Îmi plac foarte mult cum au ieșit anul acesta! Salutări, domnișoarelor! A fost un an foarte productiv și astăzi sunt mândră să vă prezint diplomele! Mia, ești cel mai deștept vampir pe care școala noastră l-a văzut vreodată! Și astfel, ai câștigat toate aceste recompense! E rândul tău acum, Molly? Da, da, vin! Wow! Oh, Molly, știam că poți face asta în cele din urmă! Sunt mândră și de tine, Maeve! O să-mi fie tare dor de voi, fetelor! Acum să facem o poză comemorativă! Sunteți pregătite? Atunci zâmbiți!